Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Biblioteca IGS Bierea organizează mai multe evenimente și activități, atât în format fizic, cu respectarea restricțiilor impuse de situația pandemică, cât și în format online. Despre programul acestora ne-a vorbit directorul bibliotecii, Gabriel Cărăbuș. După cum probabil unii dintre dumneavoastră știți, dintre telespectatori știu, începând din acest an, mai exact din luna ianuarie, s-a stabilit printr-o lege promulgată de către președintele României ca data de 15 februarie să fie instituită ca Ziua Națională a Lecturii. Din acest motiv, Biblioteca Bucovinei, ca orice altă bibliotecă publică sau ca orice unitate de învățământ, își propune să organizeze, să desfășoare anumite evenimente, anumite activități culturale prin care să încurajăm lectura. Astfel, evenimentele și activitățile organizate pentru a marca această zi națională a lecturii constituie, din punctul nostru de vedere, o invitație la lectură pentru toți sucevenii, indiferent de vârstă, dar în special pentru copii, știut fiind faptul că lectura dezvoltă vocabularul și creativitatea, având un rol deosebit în formarea micilor cititori. Este adevărat că, datorită condițiilor de pandemie, condițiile de participare vor fi oarecum restrictive, oarecum limitative, datorită măsurilor anti-COVID în vigoare, însă, totuși, încercăm să punctăm prin, chiar dacă în grupuri mai restrânse, încercăm să punctăm prin diverse activități atracția lecturii și importanța acesteia pentru populație încă de la cele mai fragede vârste. În ceea ce privește programul efectiv al activităților, aș începe cu activitatea pentru cei mai în vârstă, pentru adulți, și anume în data de 15 februarie, începând cu ora 17, la sala de artă, cu respectarea tuturor măsurilor anti-COVID, va avea loc o lectură publică în care activitatea în cadrul căreia scriitorul Alexandru Ovidiu Vintilă va citi public poezie din cel mai recent volum al său Insectele Imperiului, câte ceva despre orbirea șamanilor, apărută la editura Carmides în 2021, cu o prezentare a criticului literar Gina Puică. Este o activitate organizată în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovine. În același timp, cum spuneam, ne aplicăm în special asupra celor de vârstă mai fragede, asupra copiilor și tinerilor, și tocmai de aceea activitățile pentru aceștia sunt mai numeroase, inclusiv diverse unități de învățământ. Vom avea așadar un proiect Biblioteca vine la tine, în care colegi din bibliotecă, reprezentanții ai bibliotecii, inclusiv din conducere, vor merge în diverse unități de învățământ pentru o serie de activități specifice de promovare a lecturii în general și a Bibliotecii Bucovinei, a serviciilor acesteia în special. Respectiv, m-aș referi aici la noile colecții ale bibliotecii, la importanța lecturii în formarea copiilor și tinerilor, activități la care vor participa așadar elevi din unitățile de învățământ în cauză, din clasele primare și gimnaziale. În cadrul acestor activități vor avea loc, bineînțeles că nu se putea altfel într-o zi a lecturii, vor avea loc și diverse lecturi publice, fie ale invitaților, fie ale elevilor. Așadar, vom fi prezenți la școala gimnazială numărul 1, în intervalul orar 9:30-11, la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, în intervalul orar 13:14, iar la școala gimnazială Costin Morariu din Pătrăuț, de la ora 14. În același timp, la bibliotecă, la sediul bibliotecii, la sala de artă, respectiv la sala de lectură, vom avea organizat un maraton al lecturii. Maratonul lecturii va fi dedicat în special elevilor de clase primare, cei cu vârste până în 12 ani, însoțiți de cadre didactice, de la școala gimnazială numărul 1, cum spuneam, organizat în grupe mai restrânse, tocmai pentru a respecta normele anti-COVID în vigoare. Activitățile se vor desfășura așadar, repet, atât la sala de artă Elena Greculescu, cât și la sala de lectură. Paralel, la sediul bibliotecii vom avea organizate și diverse expoziții de carte și m-aș referi aici la expoziția Piero Haret și Titu Maierescu, întemeitori ai învățământului modern românesc, care va fi organizat în corpul A și în corpul B, astfel încât publicul atât de vârste mai fragede, cât și publicul adult va putea vizita
vizita, va putea lua cunoștință de câteva dintre lucrările pe care noi le avem în colecțiile bibliotecii. Nu în ultimul rând, biblioteca noastră se va implica inclusiv online în diverse activități desfășurate în alte unități de învățământ și m-aș referi aici în primul rând la activitățile organizate în interval orar 10-15 la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava, când o activitate foarte interesantă sub coordonarea doamnei bibliotecar Lăcănăra Andrei de acolo, activitatea intitulată Cu lectura în ghiozdan, se va desfășura cu mai multe clase atât de gimnaziu cât și de liceu. Vor fi diverse activități de la lecturi ale elevilor, la expoziții de afișe, tot realizate de aceștia, la pledoarii pentru lectură cu prezentări ale elevilor, noutăți editoriale și, bineînțeles, cu o vizită online la Biblioteca Bucovinei, de fapt un film de prezentare a colecțiilor textilor, textii împrumut pentru copii. Cam acestea ar fi în mare activitățile pe care le avem spre desfășurare până la acest moment. Poți să mai apară și ceva modificări, să înțeleg. Pot să mai apară invitații de a participa cu colegii noștri și în alte unități de învățământ, da, este adevărat, și atunci pe parcurs funcție și de posibilitățile noastre de deplasare și de a nu bloca nici activitatea instituției, activitatea curentă, vom încerca să dăm curs pe cât posibil, respectând, repet, tot ceea ce înseamnă norme în vigoare. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în partea a doua dimineții Oricu Plus. Acesta a fost materialul în legătură cu activitățile care se desfășoară la Biblioteca IGS Birea, atât în format fizic cât și în format online. Activități binevenite cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii. Au fost anunțuri legate și despre ceea ce vor face elevii între orele 11 și 14, timp de 15 minute la orele de curs. Își vor lectura o carte la alegerea adusă, fie de acasă, fie de la biblioteca școlii. Alături de mine în studio momentan se află nimeni altul decât Dumi Brădățan. Dumi Brad, scriitor, jurnalist, bună dimineața, ce mai faceți? Senior? Da, da, important. Bună dimineața! Mi-am pus sub plașca asta pe cap ca să te vezi mai bine, tu care ești într-o zi zen. Bună dimineața, dragi prieteni, să pornim la luptă. Mulțumesc de întrebare. Este bine cum ne programăm de dimineață. Haideți să construim împreună alea de obicei o zi bună. Da, e sub control situația. Ziua lecturii, Ziua Națională a Lecturii. Ziua Națională a Lecturii, da, bună dimineața. Este foarte frumos că noi și România toată, iată, și este la prima abatere de acest gen, când onor minister, ministru ăsta care are formațiune de agronom și de irigații și îmbunătățiri funciare, s-a gândit că, iată, sunt pe lumea asta școlară și activități care merită o atenție cu totul deosebită. Da? M-am bucurat primul de faptul că se stipulează așa într-o zi punctuală, așa foarte precisă, că ziua aceasta închinați o lecturii. Da, m-ai adus într-un areal care îmi combine cu asupra de măsură și salut din tot sufletul faptul că s-a legiferat cumva, deci acum e prin lege, cititul e prin lege, un lucru de ușor de dificil de executat, pentru că, mă rog, pasiunea aceasta pentru lectură nu cred că suferă așa un cod de legi ca ea să se întâmple. A citi și a scrie sunt două activități dintre cele mai alese în viața omului și aș spune și aș pune pe tablă vorbele pe care le invoc ades și care sunt rostite acum vreo 400 și mai bine de ani, sunt în scrisurile unui cronicar foarte iubit, Miron Costin, care povestește despre lectură, despre citit, cum că și țineți minte și scrieți pe tablă și scrieți în caiete, că nu este în toată viața omului zăbavă mai
că nu este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă în toată viața omului decât cititul cărților. Vă mai amintiți prima carte pe care ați citit? Da, mulțumesc. Mi-amintesc cu foarte mare drag, așa, ca un credincios care nu stă departe de Biblia lui. Cititul este absolut minunat. Îmbunătățește omul în vari feluri și chipuri și e bine să ne împrietenim definitiv și irevocabil cu această pasiune și să nu o lăsăm din brațe niciodată, pentru că la nevoie, la vreme de răstriști, este primul prieten care îți sare în ajutor. Mi-am făcut astfel o mulțime de prieteni care nu m-au dezamăgit tără niciodată. Bun, o să lămurim și asta. Ce carte mi-a căzut întâi și întâi în mână și sunt convins că nu greșesc, era clasa a șasea într-o vară. Când, culmea, eu care îmi consumam verile vacanțiere în tot felul de isprevii copilărești, dar știu foarte bine când un prieten de-al nostru, nu departe de casa noastră, care se întâmpla că era și răsfățat cumva de soartă, pentru că sora lui era bibliotecara școlii de la Drăgoiești, dar ăsta citea, de rupea, mi-a adus o carte și m-a poftit să o deschid și să o citesc. Am avut timp, deși aveam ce face cu zilișoarele de vacanță, dar am găsit timp și am citit ce este prima carte acolo de temelie și se cheamă, tu o să rostești și mai corect, eu îți pun cu vorbele și cuvintele pe care le silabiseam atunci, în clasa a șasea, și scrie acolo, Daniel Defoe Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, da. Da. O adevărată... Robinson Crusoe, crasă. O interesantă carte. Foarte interesantă. Am citit-o și eu, mi-aduc aminte, și în română și în engleză am citit-o. Atât de mult, da. Cartea aceea nu m-a fascinat doar pe mine. Știu că și din breasla scriitorilor celebri a fost acum vreo 30 de ani, cred că. Este notoriu, este foarte cunoscutul scriitor francez, Michel Tournier, care a pastișat cumva, deci a adus discuția la vremea lui și a scris tot un fel de Robinsoniadă din aceasta. Vineri, se cheamă Vineri, e unul din personaje, Vineri sau Limburile Pacificului. Da, un fel de continuare, de fapt. Da, a dus-o la zi, a reciclat cartea care l-a inspirat. Vă vorbesc din pielea unui om care a fost marcat și mai mult decât atât de carte, format, aș spune, fără reticență, și o spun și apăs întotdeauna că m-au format mai mult cărțile decât școlile. Bine, cărțile tot din perimetrul școlar veneau în viața noastră, dar cu cărțile a fost ușor să mă împrietenesc și să nu mă las de atunci. Este minunată meseria asta de cititor. Un mare scriitor de genul feminin, care se numește atât de frumos Ana Blandiana, cu un curriculum atât de frumos și în zona dizidenței dinaintea lui 89, spunea că a citi sau calitatea de scriitor, de cititor, este la fel de nobilă ca și cea de scriitor. Deci un cititor bun este foarte important, da? Că la urma urmei el traduce pre limba și pre inima sa universul pe care l-a oferit scriitorul. Am tresărit plăcut, da, iată că de cu pornirea anului, ministrul învățământului
dă așa un caz, o lege, lege, deci unde lege nu e tocmeală, ai carte, ai parte, da? Dă o lege, spunea, probabil că s-a sesizat că, cu părere de rău, spui asta, că în Uniunea Europeană, de exemplu, noi suntem prin coada clasamentului, la capitolul citire. Hotărât că se citește mult mai puțin decât se citea, lucrurile s-au schimbat radical în preocupările omului și este firesc să fie așa. Dar mărturisesc că lectura ar fi bine să vă însoțească în exercițiile dumneavoastră, pentru că nu avem decât de câștigat. Și chiar așa, ziua de astăzi, marți 15 februarie, pusă frumos în calendar acolo pe post de citire, este foarte bine. La urma urmei, înainte de a scrie, trebuie să învățăm să citim, da? Important de cum citim o carte. O luăm și trebuie să ne calmăm, chiar dacă ne atrage foarte mult și ne încântă ceea ce avem în fața noastră, și să luăm propoziție cu propoziție, să stăm după aia să ne gândim sau să trecem ceva val vârtej, să zicem așa, printre pagini, pentru că suntem efectiv absorbiți și vrem să aflăm ce se întâmplă în următorul rând. Cum ar trebui să fie citită o carte în cazul Nu, acesta? nu știu alții cum sunt, dar eu știu cum citesc eu, cum mai citesc eu, pentru că spun cu frumoasă jenă că citesc din ce în ce mai puțin și de viața mea și de felul meu am fost de meserie un cititor. Înainte de a scârța scârța pe hârtie, am citit. Și pe urmă am vrut să, cu ghilimete, să mai muțăresc sportul acesta nobil. Da, încă citesc de bună seamă, însoțit aproape totdeauna în dreapta mea cu un caiet de însemnări, pentru că mi-e atât de ciudă peste o vreme, multă sau puțină, mică sau mare, să nu mai regăsesc ceea ce m-a încântat pe mine la pornire atunci și aș fi vrut să mai spun, să mă dau mai departe, să folosesc un citat. Da. Eu citesc în general, mă rog, așa au fost vremile și așa s-au desfășurat lucrurile. Îmi place să cred că citesc totuși ca un profesionist și îmi construiesc lectura în așa fel încât să dovedesc răspundere față de cel care mi-a încredințat darul acesta, să nu-l dezamăgesc pe scriitor, dar să rezult și eu până la capăt cu ceva gheșeft, da? Evreii spun, da? Întâi afacerile și pe urmă plăcerile, da? Să ies cu ceva așa și mi-e foarte drag, am maculatoare cu însemnări de acum 40 de ani. Și am tot recurs la ele. Dar se întâmplă să citiți o carte, să fie, nu știu, o recomandare de la un prieten, de la o rudă, și să vă lase așa un gust amar încât să vă determine, mai iau o pauză, nu știu, de la citit, și poate dacă dau peste o altă carte care mă încântă, să-mi restârnească această poftă de a Da, se citi. întâmplă și este firesc, sigur că da. Am citit cărți la sugestia prietenilor mei, am citit, am studiat cărți la sugestia profesorilor mei, am citit cărți după capul meu, am fost un foarte avid și asidu cercetător al anticariatului din Iași, de pe Lăpușneanu de atunci, a rămas și acum în Iași zona aceea amprentată de carte, sunt o mulțime de unități din astea mai mici sau mai mari, care etalează foarte multă producție de carte. Chiar o carte proastă tot îți oferă un dar pervers până la urmă, dar tot rămâi cu ceva și dintr-o carte proastă. Domnul Gabriel Liceanu, care îi mulțumea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vă mulțumim, tovarășii secretar general, că pe vremea dumneavoastră, ne fiind decât 2 ceasuri de emisii TV,
am avut foarte mult timp să citesc, să citim, da? El spune, Liceanu, prietenul, fratele geamăn al lui Andrei Pleșu, zice, cam câte cărți citim, cam tot atâtea vieți experimentăm. Deci, chipurile ne-am îmbogățit fabulos prin faptul că cu cât de multe cărți citim, cu tot atâtea... Nu știu dacă supoziția asta merge mână în mână cu logica, pentru că putem citi foarte multe carte de proastă calitate. Nu bag mâna în foc pentru ce, că vai că este, iată, omul ăsta, intelectualul acesta, este un om citit, se folosește cuvântul, e citit, te impresionează, dar și cu oarecare reticență, așa. Sunt oameni care citesc foarte mult și totuși calitatea lor umană este deplorabilă. Cititul nu face rău. Nu îngrașă, nu face celulită, da? Nu conduce la depresie, dimpotrivă, este un tămăduitor din cei mai eficienți. Da, n-aș fi fost eu cel de vă vorbesc acum, cum spui tu la prezentarea mea foarte, foarte apetisantă. Și astăzi ne vom întâlni cu nimeni altul decât. Deci nimeni altul, asta a fost în bună măsură și construcția producției de carte pe care am ingurgitat-o. E frumos să citim, nu o să vă mai bântuiască sentimentul de singurătate sau de anxietate. Găsiți cărțile bune, sunt tot felul de sfetnici între ale cărții buni, profesori minunați în școală, bibliotecari devotați muncii pe care o fac. Este minunat că astăzi, iată, sunt poftiți acești oameni muncitori calificați și necalificați în uzinile acestea întemeiate pe producțiunea de carte, că astăzi se scoate pălăria în fața oamenilor care au treabă cu cartea, citit sau scris, și să spun, da, există în repertoarul acesta de meserii și cea profesiunea de cititor. Care este foarte nobilă. Să citești de acolo, chiar dacă greu. Da, o vedeam pe bunica mea la 90 de ani, cu un singur ochi, cum își băga minuscula cărțulie de rugăciuni în ochi așa și citea ea acolo și o vedeam că era în acord cu trăirile ei așa ascendente către... cea lume. Da. Îmi anunță regia că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. O scurtă pauză de lectură și... Da, chiar de lectură. Și după care revenim imediat în ultima parte a Dimineților cu Plus și vorbim un pic despre Spiru Haret și Titu Maiorescu. Foarte important să nu uităm de aceste două personalități foarte importante pentru România. Revenim imediat.